Constanța se află pe primul loc în topul județelor în care elevii nu au prins un loc la liceu. Potrivit Ministerului Educației, numai 92,1% dintre absolvenți au fost repartizați, deci 7,9% încă nu au un loc. Este vorba despre aproximativ 330 de elevi care nu ar fi completat bine opțiunile pentru admiterea la liceu sau au note mici. Ce soluții există totuși pentru acești elevi? Aflăm chiar acum de la inspectorul șef al ISJ Constanța, domnul Sorin Mihai. Bun găsit! Bună ziua dumneavoastră și respectătorilor dumneavoastră și vă mulțumesc pentru oportunitate. Îmi spuneți, vă rog, este gravă situația sau și acești elevi se vor încadra undeva? Vor fi găsite soluții și pentru ei? Nu este gravă situația, este o situație normală și pot să explic, să dau câteva date de context. Vă rog. Dintr-un total de elevi care au participat la evaluare națională, undeva peste 6.000, am avut 334 de elevi respinși la admiterea computerizată pentru liceu și trebuie să facem distinția între ceea ce înseamnă admitere pe liceu și admitere pe învățământul profesional și profesional dual, pentru că sunt două lucruri distincte. Pe de o parte, așadar, din cei 6.334 sunt respinși, ceea ce înseamnă undeva cam la 6%. Dar dintre elevii care au fost admiși la liceele din județul Constanța, 142 de elevi au intrat cu medii sub 5. Din totalul de 127 de specializări pe care le avem la nivelul județului, numai la 12 specializări de la licee s-au înregistrat de asemenea medii sub 5. Din cei 334 de elevi care au fost respinși la admiterea computerizată pentru liceu, doar 6 au avut medii între 6 și 6,42, cea mai mare medie a celor respinși a fost 6,42, 79 au avut medii între 5 și 5,99 și restul, 249, au avut medii mai mici de 5 până la 1,97. De ce am spus acest lucru? Pentru că din aceste date este clar că acești elevi care au fost respinși la admiterea computerizată, dacă își doreau și dacă puneau suficiente opțiuni pentru liceu, cu siguranță ar fi intrat pe liceele din județ, dar asta înseamnă că nu și-au dorit acele licee la care au avut acces elevi cu medii mai mici, dar care și-au dorit să intre. Care sunt liceele acestea profesionale de care vorbiți dumneavoastră? Sunt cu precădere licee tehnologice. Și, de exemplu, la Chemal Atatürk, care are un specific aparte, e și un liceu teoretic, Chemal Atatürk de la Megidia. Dar facem o distinție între ceea ce înseamnă învățământul liceal și învățământul profesional. Din păcate, fiind un județ puternic urbanizat, fiind un județ în care poate nu s-a insistat atât de mult pe consilierea și orientarea elevilor în carieră, majoritatea și-au dorit să acceadă către un liceu, dar arhitectura planului de școlarizare în fiecare județ presupune să avem atât clase de învățământ liceal, cât și clase de învățământ profesional și profesional. Ca să înțeleagă toată lumea, deci și acești elevi care au medii, fie între 1,97, 4,99, cum n-ați spus, sau între 5 și 5,99, ei își vor găsi un loc la un liceu? Vor accede către clasa noua. Către clasa a noua. Noi avem suficiente locuri, ba chiar vor fi clase care nu se vor realiza la învățământul de stat. Sunt 726 de locuri libere pe învățământul profesional și profesional dual la acest moment. Și în Constanța, și în municipiu, și în orașele din județ? În tot județul. Ne puteți da câteva exemple? Eu am găsit o statistică, această statistică spune așa, la liceul energetic ar fi locuri la Constanța pentru electrician, sisteme fotovoltaice, la liceul tehnologic Tomi Strungar, Sudor, la liceul tehnologic Dimitrie Leonida, tot din Constanța, mecanic auto Tinichigiu. Vă dau exemple și din județ, la Medgidia, la liceul Dragomir Hurmuzescu, electronist, aparate și echipamente, la Năvodari, la liceul Edeleanu, mecanic, utilaje și instalații în industrie. Par cumva specializări care se adresează mai mult băieților decât fetelor. Nu neapărat. Avem și în domeniul estetica și igiena corpului omenesc, avem și, mă rog, acum în societatea de astăzi e complicat să spui care sunt meserii care aparțin unui anumit gen. E și puțin periculos, dar discutăm și de turiști și alimentație, mă rog, sunt mai multe
astfel de specializări care nu au fost ocupate în integralitate. Ceea ce voiam să mai spun și e foarte important și vă mulțumesc că îmi dați oportunitatea, este că avem foarte multe clase pe învățământ dual din cadrul consorțiului regional Cresc al Universității Ovidius, în cadrul cărora un elev are, evident, foarte multe avantaje, dar printre, poate cel mai important avantaj este dat de faptul că primește o bursă lunară de 1000 de lei. Așadar, și pe lângă acestea, bineînțeles, acest consorțiu presupune și o complexitate a efortului. Pentru că, pe lângă Universitatea Ovidius, care e cea care coordonează proiectul, suntem parteneri de proiect inspectoratul, dar în proiect se află și unitățile administrativ-teritoriale, primăriile, se află agenții economici, se află ONG-uri, care, bineînțeles... Explicați-ne un pic cum funcționează învățământul dual. Învățământul dual presupune o implicare mai puternică și o posibilitate de implicare mai puternică a agentului economic. Agentul economic are posibilitatea inclusiv să intervină la nivelul programei și să stabilească modul în care se face practica, modul în care se organizează aceste module de practică pentru ca elevul să fie foarte bine pregătit și la finalul celor 3 ani să aibă cele mai bune rezultate așa cum au fost proiectate de către agentul economic, bineînțeles în parteneriat cu unitatea de învățământ. Și apoi are liceanul respectiv și garanția că se va angaja la agentul economic care îl supervizează cumva pe parcursul acestor 3 ani de liceu? Nu există nici garanția că se va angaja la respectivul agent economic, nici agentul economic nu are garanția că elevul respectiv va dori neapărat să rămână în cadrul organizației lui. Dar ceea ce este un mare avantaj pentru acești elevi este faptul că ruta duală va continua inclusiv în mediul, în zona universitară, cu studii universitare, care pot merge până la doctorat în învățământul dual. Din ce zone Așadar, sunt agenții economici? În ce industrii? Avem cele mai economice din județul Constanța și vorbim de zona portuară, vorbim de energie și aici vorbim de nucleare, electrică, dar și de agenți economici care funcționează în zona energiilor verzi. De asemenea, din păcate nu avem la acest moment, poate cea mai importantă ramură economică, nu avem agenți din Horeca care să se fi angrenat. Avem din agricultură, avem din toate domeniile relevante la nivelul județului Constanța. Domnul inspector, ca să concluzionăm, și acești 330 de elevi despre care am vorbit la început, își vor găsi un loc? Fără discuție. În următoarea perioadă, ce trebuie să mai facă ei acum? Să se înscrie la învățământul profesional și profesional dual, să facă demersurile necesare în acest sens. Vă mulțumesc frumos. Domnul inspector șef Sorin Mihai, inspector șef ISJ Constanța.